Vă salut și bine v-am găsit la partea a doua a clipului din prezentarea atelierului meu. Pare foarte bine că v-a plăcut prima parte, de aceea m-am decis să fac cât mai curând și partea a doua. Rămăsesem undeva aici de prezentat, iar omisesem această trusă de biți de la Worldcraft. Da? Cu un suport făcut de mine din pânze de bonfire pentru rulete Stanley, două cu, o să măsor și în interior, una nu știu ce firmă este, nici nu contează, polizor de la Parkside, nu este foarte puternic, dar mi-am făcut treaba cu el, de câte ori am apelat la el, m-a ajutat cu succes. Am acolo o bandă de rezervă, niște siguranțe pentru mașină cu LED, când se arde, siguranța se aprinde LED-ul. Aici am un set de nivele, de la mare la mic, power fix, iar aceasta de jos este stabilă. Acesta de la Parkside este cu laser, cu luminițe, pune și în bolobocare care luminițe, nu poți să focalizezi bine. Da. Una de la Bosch. Acest suport de la Bosch este mai scump decât nivela Parkside. Încă o nivelă care poți măsura peste obiecte care sunt prinse o pereți. Aici avem două telemetre, ambele la fel. Ambele sunt de la Bosch, profesionale, care bat 50 de metri, cu funcție Bluetooth, care îți poți trimite datele pe telefon. Aici avem de unde să măsurăm din cap, din spate sau din față. Funcțiile le vedem aici, ce putem măsura cu ea. Metri cubi, metri pătrați, etc. Cartela de memorie, discheta. Ok. În această cutie au o mănușă cu două degete, fiecare deget are în cap LED, pentru electrică mai mult. O brățară cu magneți, este comandată din afară. Și una din țară, din Lidl, dar este mult mai slab, mult mai slabă. Și două chingi. Șoricei, o mașină de găuri fixă de la Parkside. Am găurit cu ea și lemn și fier. Chiar și în topor am dat gaură. Nu știu, mă, câte ori am apelat la ea, nu m-a dezamăgit. Îmi pare rău că nu este cea cu modelul cu laser. Nu are laser. Un set de pile. Încă o jucărie de la Powerfix pentru ascuțit lanțul la drujbă. Lanț și drujbă nu am. Urmează să-mi cumpăr. Lanț, știu ce lanț să-mi cumpăr, dar la drujbă nu m-am hotărât. Da, ea măsoară și ascute unghi. Destul de deșteaptă. Spray-uri pentru uns, pentru degripante. Celebru VD40. Acel spray este foarte bun, vaselină, spray de contact, pastă pentru garnituri, pentru etanșarea garniturilor. Da, bun, nici nu mai le știu câte spray-uri am aici, de asemenea mai am și aici jos spray-uri, silicoane, șampun de mașină, spumă, etc. Iar aici am un flex de la Bosch, de 750 de wați. L-am de ceva timp, cred că de peste un an. Mi-am făcut treaba cu el, sunt mulțumit și de asemenea un suport pentru el. Da. Sus am discurile pentru flexul mare, pentru cel de 125 și pentru cel mic pe care vi l-am prezentat în prima parte. Jos am toparele făcute de mine, uitați și găurile,
pe care l-am dat cu mașina de găurit și am îmbătut niște bolțuri. Bonfire. O farfecă. Acela este pentru frigărui. Și aici am un Makita, un flex. Este nou-nouț, doar l-am probat dacă funcționează. Nu l-am pus niciodată la treabă. Să dacă pot cu o mână să urc aici sus. Să-l vedeți mai bine. Este absolut nou-nouț. Nu am avut nevoie de el. A fost în horbac la ofertă, 360 de lei. Când l-am văzut, l-am și cumpărat. Acum nu mai este. A crescut prețul. Bun, aici am ochelari de protecție, o stație la care ascult radio, ochelari de sudat, dar nu pentru sudură, dar nu-i recomand. Însă această mască este foarte bună, răspunde foarte bine. Aici am semnale pentru motocicletă, niște senzori de parcare, menghine, cum îi spune, o greblă reglabilă. Mut de sus jos și se micșorează, se mărește. O scară, două trepte, un aparat de sudurat de la Weld, Blue Weld, pardon, și un Stanley. Acela este invertor. Da, am sudat de câteva ori cu el, răspunde bine. Acest raft este gol, acele două cutii sunt goale deoarece sculele sunt pe perete, le-ați văzut în prima parte. De ce este gol acest raft? Pentru că am scos toate sculele să vi le prezint. Ce, să începem. O suflantă cu aer cald de la Panzer de 2000 de W, din Dedeman parcă am achiziționat-o. Un clește pentru nituri. Burghie. 2 secunde să ocolesc stâlpul. Tubulare de impact Optimus din Germania. Sunt foarte robuste. Un material foarte bun și foarte grele. Bineînțeles, o trusă foarte importantă atunci când faci grătar. Lipsesc două cuțite, două furculițe, dar nu sunt pierdute, le am. Aici am diverse accesorii, cum ar fi un prelungitor de SDS, unde poți băga, am și scris pe el, biți, chestii să te joci în lemn, nu știu, pentru dat filet, taroți și așa mai departe. Da, pentru ascuții cuțite, da, numai jucării. Aici am un carcer K7. Sunt foarte mulțumit de el. A costat ceva bani, dar își face treaba. Aici are LED, are display, pardon. Poți da intensitatea mai mare sau mai mică. Aici avem T-uri, după cum se vede, de la Powerfix. De la Parkside, o bormașină cu aer care funcționează foarte bine. Acest pistol rotopercutant, nu, greșesc, ba da, rotopercutant electric pe baterie, nu-și face treaba, nu-l recomand. M-am uitat la câțiva youtuberi. Și la prezentare își făcea treaba foarte bine, dar din păcate m-am păcălit cu el. Și asta e o suflantă cu aer. Aici sus am o Makita. Da, după cum se vede. Cu trei acumulatori și un accesoriu de la Vera. Un ciocan, tot de la Makita. Cum îi spun eu, ciocan. Îmi place foarte mult, am dat găuri cu el și în asfalt și în zid peste tot, își face treaba.
Și o trusă de la Dewalt pe care am mai prezentat-o, am pus o poză pe grup cu ea. Foarte faină. Aici am un perete cu chei care nu au soț și am reușit să fac două rânduri. Pentru sudat, magneți la unghi, ciocane și alte accesorii pe care le vedeți, clești fixi, chei de biciclete. Știți aceste chei? Vorba aia, old but gold. Un ciocan care cred că are, nu exagerez, 30 de ani pe puțin, acest ciocan. Ok, iar aici am două chei de filtru de ulei pentru motociclete, unul pe lanț, iar unul pe o tablă, nu știu ce e aceasta, și un set de șurub belnițe. Da? Ok, am omis să vă prezint această menghină în care prinzi la unghi și tai. Bun, și cam așa arată raftul plin. Respir greu pentru că m-am chinuit ceva să le pun toate foarte repede sus. Mi-era teamă că se oprește filmarea. Bun, și în partea din stânga aș mai avea un cântar foarte vechi, dar funcționează. Două capre, un set de roți, o măsuță pe care am mai văzut-o și pe canalul de gospodărie al lui Dan, dar al lui era Worldcraft, un cric de 2 tone, un compresor, tot Parkside, de 25 de litri, un tun de căldură de la Master. În 5 minute face tot acest atelier, ridică la 20 de grade. Vine, este pe gaz. Foarte bun. Și cam atât. Mai am aici o cheie pentru prezoane și încă una dinamometrică, pe care nici măcar n-am desigilat-o. Este o nouță și două ciocane. Da, nu vreau. Un cablu de 20 de metri, de 3700 de W, prins pe un suport. Iluminatul pe LED este făcut de mine în tot atelierul. Iar aici am o, nu mai știu cum îi zice, o trotinetă electrică. Bun, haideți că m-am lungit cu clipul. Vreau să vă spun că tot ce ați văzut aici este pus de mine. Înainte aici era o magazie plină de gunoaie, adică și care nu avea ușă, era una din fier de răpănată. Nu era îmbrăcat așa atelierul, nu era absolut nimic pe aici, nici măcar lumină nu era. De la ușă, de aici de unde sunt eu acum și până în cap, dacă vrei să ajungi, era imposibil, erau gunoaiele până în tavan. Am intrat eu în ea, ușor, ușor, am reconstruit-o și uitați cum arată acum. Ce-i drept, mi-a luat foarte mult timp, m-am chinuit, pentru că tot ce a fost pe perete a fost pus odată, dat jos și tot așa de mai multe ori. Da. De aceea am spus că mi-a luat ceva timp să fac acest atelier. Dar sper că am prezentat tot și nu am uitat nimic. Îmi pare bine că v-a plăcut partea întâi, sper să vă placă și partea asta, partea a doua și ce să vă mai spun, o seară frumoasă și mulțumesc pentru aprecierile părții întâi. O seară bună!